Stimate domnule președinte, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de onorată să răspund invitației Congresului Mondial Evreiesc de a participa astăzi la acest eveniment comemorativ. Dear Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I feel extremely honored to answer to the invitation addressed by the World Jewish Congress to take part today to this memorial event. Mulțumesc domnului președinte Moș Cantor pentru invitație. Salut prezența numeroasă și mă bucur să văd mulți prieteni în sală. I would like to thank Mr. President Moshe Cantor for his kind invitation and I welcome those attending this event and I'm glad to see so many friends in this room. Marcăm astăzi Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, prin care onorăm memoria victimelor care au pierit în anii tragici din secolul trecut, o pagină neagră din istoria Europei și a lumii întregi. Today we commemorate the International Holocaust Remembrance Day, honoring the memory of the victims who perished during the tragic years of the previous century, a dark page in the history of Europe and of the entire world. Este, în același timp, o dată încărcată de simbolism din perspectiva eforturilor internaționale de combatere a antisemitismului și a oricăror forme de discriminare, rasism și xenofobie. It is also a day filled with symbolism from the perspective of international efforts undertaken for fighting antisemitic attitudes and any other forms of racism, xenophobia and discrimination. Prevenirea repetării unei astfel de tragedii trebuie să rămână o preocupare majoră a întregii comunități internaționale. Și spun asta nu doar din perspectiva națională a guvernului pe care îl conduc, dar și din perspectiva deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Preventing this tragedy from happening all over again should represent a major concern for the entire international community. And I'm stating this not only from the national perspective of the government that I'm leading, but also from the perspective of the rotating presidency of the Council of the European Union. Ne-am propus ca obiectiv coeziunea valorilor comune, a valorilor care ne unesc, iar promovarea combaterii eficiente a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură reprezintă una din temele centrale pe care le vom urmări în stimularea solidarității și coeziunii Uniunii Europene. Our objective is cohesion of common values, those values that bring us together. This means that promoting an effective fight against racism, xenophobia, intolerance, populism, antisemitic attitudes and discouraging hate speech represent some of the key topics that we focus on in order to stimulate solidarity and cohesion within the European Union. Aș dori să menționez că România a realizat în ultima perioadă de timp, în plan intern, pași importanți în direcția comemorării victimelor Holocaustului și a promovării educației privind Holocaustul. I would like to emphasize that Romania has taken some important steps at national level in order to celebrate the memory of the Holocaust victims and to promote education regarding Holocaust. Astfel, în perioada martie 2016-martie 2017, România a exercitat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului și a susținut adoptarea definiției de lucru a antisemitismului. Thus, in March 2016 until March 2017, Romania exercised the presidency of the International Holocaust Remembrance Alliance and supported the adoption of a working definition of antisemitism. În luna iunie 2018, la 2 ani după adoptarea definiției, Parlamentul României a adoptat o lege specială privind combaterea antisemitismului, care definește antisemitismul și incriminează distribuirea și promovarea de materiale cu un conținut antisemit
precum și promovarea de idei, concepții sau doctrine antisemite. In June 2018, 2 years after the adoption of this definition, the Romanian Parliament approved a special law on fighting anti-Semitism, which defines the anti-Semitic attitudes and incriminates the distribution and promotion of materials having an anti-Semitic content, as well as promotion of anti-Semitic ideas, concepts, or doctrines. Guvernul României a susținut și susține consolidarea eforturilor pentru includerea în programele educative a problematicii genocidului romilor din perioada celui de-al doilea război mondial și pentru asigurarea unor condiții sociale decente ultimilor supraviețuitori romi ai deportării în Transnistria. The Romanian government has been supporting continued efforts in order to include the issue of Roma genocide during World War II in the educational programs, as well as in order to ensure decent living conditions for the remaining survivors of the Transnistrian deportation. Putem spune că România, parcurgând un amplu proces de recuperare a istoriei, care s-a finalizat cu implementarea recomandărilor Comisiei Elie Wiesel, a devenit un model regional în ceea ce privește asumarea trecutului, condamnarea negării Holocaustului și a antisemitismului, astfel încât generațiile tinere să descopere adevărul despre această pagină dramatică a istoriei. We can state that Romania, having undergone a deep process of recovery of history, which was finalized through the implementation of the Elie Wiesel Committee recommendations, has become a regional example in terms of acknowledging the mistakes of the past, condemning denial of the Holocaust and of anti-Semitism, so that the young generations may discover the truth about this tragic page of history. Doamnelor și domnilor, asistăm din nefericire la o creștere îngrijorătoare a antisemitismului la nivel european și mondial, iar recentele atacuri împotriva lăcașurilor de cult și a membrilor acestei comunități constituie un fenomen împotriva căruia trebuie să luptăm prin măsuri imediate și eficiente. We are unfortunately witnessing a worrying increase of anti-Semitism all around Europe and the world, and the recent attacks against the places of worship and against the members of this community represent a phenomenon that we should fight against by taking immediate and effective actions. Responsabilitatea în acest sens aparține atât înalților demnitari, politicienilor, liderilor de opinie din statele cu vocație democratică, cât și societăților respective în întregime. In this respect, the responsibility belongs to the high-ranking dignitaries, to the politicians, to the opinion leaders from democratic countries, as well as to their entire societies. Salutăm pașii recenți realizați și la nivel european prin adoptarea unanimă la 6 decembrie 2018 de către statele membre ale Uniunii Europene a unei declarații a Consiliului Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și protecția comunităților evreiești din Europa. We welcome the most recent steps taken also at European level through the unanimous approval by the EU member states on the 6th of December 2018 of a statement by the Council of the European Union on the fight against antisemitism and on the efforts to protect the Jewish communities in Europe. Susținem implementarea acesteia, precum și adoptarea la nivel național de cât mai multe state a definiției de lucru a antisemitismului. We support its implementation as well as the adoption at national level by as many countries as possible of the working definition of antisemitism. După cum spuneam, președinția română a Consiliului Uniunii Europene are tema combaterii antisemitismului printre prioritățile de pe agenda. As I was saying, the Romanian presidency of the Council of the European Union includes the topic of fighting antisemitism among its priorities. În acest sens, la 7 februarie 2019, voi avea onoarea de a deschide, tot la Bruxelles, un eveniment al președinției române
dedicat politicilor și acțiunilor de asigurare a unei mai bune protecții a comunităților evreiești la nivel european. This is why on 7th of February 2019 I will have the honor to open, also in, here in Brussels, an event of the Romanian presidency dedicated to policies and actions meant to ensure a better protection for Jewish communities at European level. De asemenea, în luna martie 2019 vom organiza un eveniment care își propune să contribuie la sprijinirea combaterii negaționalismului și a Holocaustului prin reuniunea la București a reprezentanților celor mai relevante muzee guvernamentale din Europa și nu numai în domeniul istoriei Holocaustului. Also in March 2019 we will be hosting an event that aims to contribute to supporting the fight against denial of the Holocaust by bringing together in Bucharest the representatives of the most relevant state-owned museums on Holocaust history in Europe and beyond. Doar amintindu-ne, putem învăța despre importanța îndatoririlor noastre de apărare a valorilor fundamentale proprii oricărei societăți europene democratice. Only by remembering we may learn about the importance of our duty to define the fundamental values that define any democratic European society. Doar prin educație și comemorare putem lupta împotriva oricărei tentative de negare a Holocaustului, precum și împotriva oricărei încercări de incitare la antisemitism, xenofobie și intoleranță. Only by education and remembrance we may fight against any attempt to deny the Holocaust, as well as against any attempt to incite to antisemitism, xenophobia and intolerance. Doar împreună, într-o Europa a valorilor comune, putem să scriem un viitor pentru generațiile noi, un viitor în care să nu repetăm greșelile trecutului. Only together in a Europe of common values we may build a future for the new generations, a future in which we should not repeat the mistakes of the past. Cu toții cred că ar trebui să urmărim exemplul unui drept între popoare, Viorica Agarici, care dând dovadă de cel mai înalt grad de umanism și de un curaj dus până la extrem, a ajutat supraviețuitorii evrei din trenul morții după pogromul de la Iași. I think we should all follow the example of a Romanian righteous among the nations, Viorica Agarici, who gave an example of the highest degree of humanity and extreme courage and helped the Jewish survivors in the death train organized following the Iași pogrom. Despre Viorica Agarici, un distins reprezentant al comunității evreiești a spus că a reabilitat specia umană. Talking about Viorica Agarici, a distinguished representative of the Jewish community stated that she redeemed the human species. Mulțumesc. Thank you.